Părintele Cleopa s-a mutat la domnul. Răpitul sau ca să nu schimbe răutatea mintea lor sau înșelăciunea să înșele sufletul lor. Puțin ostenindu-se, au îndeplinit ani îndelungați. Pentru aceea s-a grăbit Dumnezeu a-i scoate. Spunea bătrânul în postul Crăciunului din 1994, amintindu-și de cei pe care îi cunoscuse. Când a venit prima oară la mănăstire în 1929, stareț era Ioanichie Moroi, cel care a slujit aproape 20 de ani singur liturghia. Și numai cu împărtășania trăia. El l-a ținut 3 zile la poartă pe tânărul Constantin să bată cu bățul într-un trunchi uscat, ispitându-i astfel ascultarea și dorința de a fi monah. Stai în genunchi și te voi spovedi. Să-mi spui tot ce-ai făcut, ce-ai de gând. Da copacul de la poartă, ce-a zis? N-a zis nimic prea cuvioase. Așa să fii și tu. Dar n-a zis că-l doare capul? N-a zis că e foame? N-a zis nimic prea cuvioase. Bine, așa să fii și tu. Și așa a fost. Din seara aceea, timp de aproape 15 ani, părintele Cleopa nu a mai fost văzut prin mănăstire. Fusese repartizat de ascultare la oi și aparent uitat. Până într-o zi, într-o altă zi, când starețul a trimis să fie chemat băiatul de la oi, să-l lase egumen în locul său. Mai sunt și acum. De unde s-au întâlnit doi pădurari cu doi pusnici, bărbele până la Briu, la muntele Comori. Eu știu unii din Comori, de la Hangul, în colosul Buhamnița. Și eu întrebam, părintele, de unde sunteți? De unde ne-au dus mila Dumnezeu? Aveți nevoie de ceva? De mila Dumnezeu? Nu a spus mai mult. Nu a spus unde stau. Mai sunt pusnici acum, dar care-i pusnic acum, n-are nevoie să-l găsească cineva. Are nevoie de rugăciune înaltă. Au, eu am trăit și eu oleacă 9 ani și 7 luni pe munte, știe mila Domnului. Dar n-ai voie să spui semnele și cât ai pătrâși, cât ai avut. Și nu povestea ale tale. Sfântul Părinte, nu-mi dă voie, v-a spune eu. Că acolo nu vorgești de dânsul, acolo vorgești cu dânsul. Atunci să vezi cu cine ai de lucru. Pusnicii se întâlnesc, se mai întâlnesc între ei? Păi mai coboară spre mănăstiri, la da, spovedanie? Da, știe Domnul, ei dacă sunt preoți, mă duzesc unul la altul. Dacă au câte un preot cu dânsul. Mai sunt și acum, dar se retrag. Tare, că nu au fost comuniști, i-au scos, mi-aduc aminte, un șef de post, un Pășcăneanu. O adus 3 pusnici, tuma de la fundul Nedii. Unul, Timotei, atâta era, dar barba era până în pământ, de la Procuvăscă ieșea. Și unul va să ducă Timotei, ăsta la înalt, ăsta Timotei, Nicodem și Melete, da. Eu adus iarna de scultumă de acolo. Dar cum i-au găsit? I-au găsit, dar pe toți oamenii, dacă, de ce, dacă știu oamenii, eu adus alea de scult iarna, pe zapad. Când am venit aici, nu mai puteau de fric. Le-am dat răb din călțări, am încălțat. Șeful celui post, o vrut Dumnezeu că a murit împușcat. Nu mult după așa, pe deasă lui Dumnezeu și-o bătut jos. Eu am dus sărașe, dar m-am apucat pe Pamă, pe Galaction, pe Benamin, pe Ceriacla, m-am apucat pe Teodosie, pusnici, care sărea bobo, cât pusnici am apucat eu pe aici. Merge adesea la morminte, o frate, și la cimitire, că dacă adesea vei merge acolo, atâta înțelepciune ai a te învăța, încât toate școlile filozofice din lume mai mult nu te pot învăța. Îl cita părintele Cleopa pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Rămăsese singur. Nu mai avea pe nimeni înaintea sa. Pe nimeni, pe nimeni. După ce trăise cu ei ani de zile. Și reamintea pe rând, pe fratele lui Dupătruf, părintele Gherasim.
El știa psaltirea pe de rost cu cântările lui Moise, cu tot. Noaptea o rostea toată. 3 catisme, 33 de metanii. 3 catisme, 33 de metanii. Ca să nu adoarmă, se pleznea peste față. Când dormea, dormea în sicriu. Mânca odată în zi la apusul soarelui. Și părintele Gerasim, și părintele Vasile Mitoșăru, și părintele Visalion Palade, și Constantin Uricaru, și câți alții, știuți și neștiuți, care și-au încredințat sufletul Domnului și trupul vreunei stânci sau peșteri. Și bietul părinte Ioil de la Mănăstirea Neamț, care slujise 136 de zile singur. În 45, când monahul Cleopa fusese făcut preot, s-a bucurat din cale afară, a început a plânge și a spus: „Boda proste că mai am un preot.” Și au început să slujească liturghia pe rând, 40 de zile unul, 40 de zile altul. Părintele Constantin Uricaru, din comuna Ciuma și județul Bacău, își ținea sicriul lângă sobă. Zicea psaltirea pe de rost în fiecare zi. Spunea: „O, Doamne, of, dacă ar fi mila lui Dumnezeu să fiu cel de pe urmă de pe pământ mântuit.” Să fim mântuiți, sperăm cu toții. Cea mai mare înțelepciune care păzărte pe om de tot păcat și-l duce la rai. Și-a dat marele batere. O, Eugo, cea mai mare înțelepciune care păzărte pe om de tot păcat și-l duce la fericirea veșnică este pururea să vezi moartea înaintea ta. Moartea, 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 moartea. Și să ai în minte și în inimă pe Doamne Iisus. Zic, uite ce zice Sfântul Vasile. Scriptura spune să mergi drept înaintea Domnului, să nu te abați nici la stânga, ca să poți merge drept, îți trebuie două ziduri. Dar nu de cărămidă, nu de piatră. Nu de ciment, nu de fier, nu de lemn. Două ziduri duhovnicești. Să ai în dreapta frica lui Dumnezeu și în stânga frica moartă. Că Scriptura spune, cu frica lui Dumnezeu să abate tot omul din lar. Și iarăși spune, Iisus Fiul lui Sirac, Fiule, adu-ți aminte de cele mai de pe urma ale tale și în veac nu vei greșe. Cine are frica Dumnezeu în dreapta, și frica morții în stânga, merge drept înaintea Domnului. Privegheați și vă rugați, că nu știți ziua și nici ceasul, cita părintele Cleopa din Sfinții Părinți, din aceia care, ca și el, aveau treabă cu mii de suflete, să le îndrume, să le ajute să nu greșească, că în fiecare minut greșim lui Dumnezeu, ori cu cuvântul, ori cu gândul, ori cu voie, ori fără voie. Ori cu știință, ori cu neștiință. Cei care și amintea părintele Cleopa în cimitir știau. Își păstrau mintea și inima trează, erau călugări îmbunătățiți pe care rugăciunea continuă îi înălțase și îi făcuse vrednici de a-și cunoaște ziua, ceasul și clipa când vor trebui să treacă preagul la cele veșnice. Așa era părintele Veniamin Iorga de la Bucium, duhovnicul lui era părintele Cleopa. Mitropolitul Iustin îl chemase la Iași să-i arate ce palat făcuse mitropoliei. A stat părintele Veniamin Iorga 10 zile și a predicat și a spovedit. Apoi a cerut să-l lase să se întoarcă la Sihăstria să moară acolo într-un bordei. I-a chemat pe părintele Cleopa, pe Hristofor Radu și pe Iulian Lazar, cel care apoi a trecut în muntele Athos, să vină să-l spovedească și să-i citească dezlegările, pentru că a doua zi, la ora 10, va muri. Așa a fost. Tot așa a murit și părintele Veniamin Barbacu. Avea 72 de ani în mănăstire. S-a uitat la părintele Cleopa, s-a uitat la icoane, a spus iartă-mă și și-a dat duhul în mâna Domnului. Se împlinise exact timpul pe care îl prevăzuse. Nu
noi dormim în păcate tot timpul. Cred că dormim și... Că dacă n-am dormit în păcate, am plânge de toată ziua, am plânge. Păcatele noastre. Ai văzut întoară să ne cel mare. O plâns 80 de ani în pustie. Eu că duc genelii la ochiul ăsta, o plâns. Și l-a trăit în palat. La Roma a fost cu împărat. Și în pustie a plecat de pustie ca nu. Aceea era Sfinț, care plânge păcate. Că toată clipa greșim lui Dumnezeu. Mânca vă raio să vă mănânc. Ați venit la un putrigai din Moșneac? Da. Cum să stăm noi treji? A, păi da. Totdeauna să avem rugăciunea minte. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, mirești oamenii păcătos sau păcătoasă. Și te gândi la moarte, să te păzări de păcate, să mergi la biserică, să te păzi păbăduiești curat. Cât mai des, ca o spune Sfântul Ioan Gură de Aur, dese cu putință o creștine și în fiecare ceas să te păbăduiești. Dar deci, în fiecare minut nu greșe în Dumnezeu, sau cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu voie, sau fără voie, sau cu știință, sau cu neștiință. De ce? La noi, spovedania, e săptămânală. A apucat călugări mari. El însuși a fost un călugăr mare, atât de mare, încât acum, la moartea sa, plâng mulți, ierarhi, episcopi și mitropoliți care l-au avut duhovnic. Părintele Stăniloae l-ar fi vrut aproape în momentul morții. Oare pe cine l-ar fi vrut aproape la rândul său părintele Cleopa? Desigur, pe Mântuitorul. Toată viața și-a închinat-o acestei iubiri. Toată viața nu a făcut decât să lupte pentru a urca treaptă cu treaptă scara duhovnicească. Mânca la raio să vă mănânc. Mai copii, rugăciunea este hrana subitului. Cum nu putem trăi fără aerul ăsta, fără mâncare, fără băutură, fără căldură, fără lumină, fără odihnă, așa nu poate trăi sufletul, fără rugăciune. De ce e Duhul să ne învață în saltele vedut? Ne rugăm totdeauna. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, psalmul 30, pururea lauda lui în gura mea. Și psalmul 102, în tot locul stăpânirii lui, binecuvențează-se, iar apostolul Pavel, gura lui Hristos, neînșetat vă rugăm. Dar cum se rogi neînșetat, dacă nu știi? Da, sunt patru feluri de rugăciuni pentru noi înșepători, pentru copii, pentru prunci în Hristos. Rugăciunea buzelor, că zice apostolul Pavel, aduce Domnul roada buzelor voastre. Rugăciunea limbii, zice psaltirii, și l-am înălțat pe el sub limba mea. Rugăciunea gurii, bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea pururea lauda lui în gura mea. Și rugăciunea glasului, auzi, cu glasul meu către Domnul l-a strigat, cu glasul meu către Domnul m-a rugat. Vezi, aici patru feluri de rugăciuni, îți pe cui cel mai de jos în scara rugăciunii. Dar cu aceea se învață tot, de copii, pentru prunci în Hristos. Și copilașul mic și bătrân, cu aceea începe să învețe. Cu gura, cu limba, cu buzuri, cu tare. Dar dacă rămâi la asta, rămâi în clasa întâi toată viața. Trebuie să ne suim pe scara rugăciunii, care are 9 trepte rugăciunea. Până la răpirea dumnezeiască. Vezi când te rogi, trebuie și zice gura să înțeleagă mintea. Să duci cuvintele gure până la înțelegerea mintei. Și când le înțelege mintea, atunci ai pășut pe treapta a cincea. De cele patru, numai jos. Treapta, dar rugăciunea minții oare întreagă? Nu e întreagă. E jumătate de rugăciune. Pasăre cu aripă poate dura, om cu un picior poate merge. Da, rugăciunea minții e jumătate de rugăciune. Da, ai văzut cei care au scris zbornicul. Teofan Zăvărutul, îi spune unul, și am rugăciunea minte, dar vin gândurile ca vespele. Dă-te jos de acolo, bă! Că acolo e mare, iar mă rog. Și ți-a spus, rămâi la rugăciunea minte. Deci arunc la rugăciunea inimii. Adică și zice gura, să înțeleagă mintea și să sântă inima.
Atunci a ajuns la rugăciunea cea curată. La rugăciunea cea curată, aine Sfântul Isaac, ajunge unul din 10.000 din cei care se țelesc. Rugăciunea cea curată. Când mintea când trece pe inimă, se unează cu inima, întâlnește două vâmi. Și când mintea pogoară în inimă, întâlnește prima vamă la care nu trebuie să te oprești nicio clipă. Vama imaginată, a începuirii. Să nu te începui pe Dumnezeu, că nici erovimii, nici serafimii, nimeni nu poate începe cu Dumnezeu, n-are margine în veacul ca să-l pot începe, imagina. Treci repede pe acum. Și pe urmă ajungi la vama rațiune, în poarta inimii. Aici o atacă pe mintea noastră, dragă, numită arciconi, care iau sectari, care să schimbi Biblia pe dos, toată Scriptura pe dos, așa. Aici, la vama rațiune, nu atacă, dragi, cu păcate, cu patem, cu cuvintele Scripturii, așa, dragi teologi. Nu mai și vezi că cât a concentrat mintea către nimeni, nu mai și vezi că apare minte. Ridicata la mare cai tăi, turburând am pe munte. De unde asta, mă, cântarea lui Moise? Cine-ți cai, mă? Cine-ți apere, mă? Cum a turburat? Apostole, a turburat toate catavatare, imjamini, popoare, încenătorul de iduri, caii sunt ei, așa, mare toată lumea, de dacă îți place, te aduce alta. Munții au saltat ca berbeș, și dealurile ca meiorul, de unde? Din satele, nu? Și-o fi munte, măi, și-o fi dealurile, măi, te aduce tărcuirea, dar Grigore Palama. Munții sunt oameni, Dumnezeu ești după dar, care se treaptă așa mai de sus, duhovnicească. Dealurile s-au și de pe treapta a doua urcursul domnicesc. Noi, ca să ajungem la desăvârșire, avem trei trepte. Făptuirea morală, contemplată naturală în dușul Dumnezeirea după dat. Făptuirea morală încă se folosește de zidirii, ca să ajungă la Dumnezeu. Ai văzut dumneata care are găini și găinile fac pui, cloștere. Dar puii, când încep, aprinde aripi, înțelegi? Se duce cu coșul să suie sus, pe grindă, și găine acolo două noaptea, nu-i găsească vulpea, nu? Dar păi nu se pot. Ca, s-ar duce și el, nu poate zbura. Dar și face puiul. Vede o căruță acolo, zboară întâi pe căruță. Vede o grindă, zboară pe grindă. De pe grindă asta pe alta. Și zburând de pe una, ajunge și el acolo unii mături stat. Așa face și el de pe treapta. A doua urcursul tot, folosit de dizidini, ca să ajungă la treapta a treia. Făptuirea morală sau teologia Sfântului Macă. Sâmbătă, sâmbite și sâmbite de sâmbite. O iau de la Leviticon, de la evrei. Da. Și vezi când e la vama rațiune, când mintea că trebuie să bucă în inimă, n-are voie să fie teologi, sunt o angură de aur. Tu când te rogi, nu teologii, să fie bajocorii de drag. Te atacă dragi teologi, ca să ții cu mintea la aietea, bancă îți dă și mândrii, băi, ia uite ce lucruri mari înțeleg eu acum, asta pentru că mă rog, și îi râd de să prăbădești, dragi, că tu nu te rogi, tu teologiță, îi să prăbădești de râd, că tu ești înșalat de ei și ei își vede câte minune din sărăciunea mea, nu, te cobori cu o singură rațiune în inimă, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Deci teologia la o parte. Și când s-a unit mintea cu inima, care-i semnul? Că te-ai pogorât în inimă. Să n-ai, ai vezi un cui de foc în inimă. Un cui de foc. Așa se încălzește inima, că și la bărbați, la femei, inima știți că e sub sânul tâng. Se încălzește inima ca focul. Și sunt pe o dulceață mare dumnezeiască. Și-au fost. S-au împreunat mirile cu mireasa, Hristos cu sufletul nostru, care îl avem în Hristos de la botez în inimă. Acum s-a împreunat prin partea cuvântătoare pe minte, cu sufletul nostru. Și de la acum nu o să încălzește. Peptul, corona vertebrală, tot corpul cu foc să faci. Cu s-o ajut mintea în inimă. Și după aceea s-a încălzut tare corpul, încep ochii să curgă lacrimi. Îmi spunea un bătrân tot în pustie, sara. S
S-a pogorât mintea în inimă și 2 ore și 10 minute. Și n-am avut la mine decât 5 batici de astea. De 3 ori 100 de lacă, atâta lacă mi-au tăiat. Și am plâns că s-a retras darul, după 2 ore și ceva, o lună de zile mintea mea numai în șer era. Numai lucruri dumnezeiești. Da? Că o vorbi cu Hristos. Rugăciunea așa curată a inimii, la care ajunge unul din 10.000 din cei care se sălesc, Sfântul Isaac Seiru. Da mai sus de rugăciunea inimii. Care? Rugăciunea de sine mișcătoare. Adică nu te rogi numai un șas, două. Permanent. Că zice la cântarea cântării, eu Domn și inima mea vechează și se roagă. Și zice Apostol Pavel, neînceta vă rugați. Nu spune ceva ca nu cum este un care se roagă neîncetat. Așa l-a ajuns la rugăciunea numită de sine mișcătoare. Și mai sus decât asta e rugăciunea văzătoare. Să stai aici, să vezi ce se întâmplă la Sfântul Munte, la Ierusalim, în Franța, în Grecia, în Italia, oriunde. Asta au zis Sfântul Antonie cel Mare. Zice că l-a zis cu comanda lui pe cei 10.000 de pusnici. Și odată sunt de vorbă, de ce? Fratele nostru, Amunitriotul, la 1000 de kilometri era, Mudrinitri. Acum a ieșit din trup și vine să încine la noi, sufletul lui. Deci tu aleacă afară, că nu a ieșit, 4 îngeri duce sub. Sunt Antonie de ei, vedea la 1000 de kilometri că cealaltă a ieșit din trup. Asta e mintea cea mai curată și mai sfântă a Sfântului. Ca să stau aici să văd ce se întâmplă la București și acasă și în Spania și asta. Asta e rugăciunea văzătoare, mai presus de rugăciunea de sine mișcătoare. Și apoi este, asta e treapta, a opta, este alta, mai înaltă, rugăciunea contemplativă sau duhovnicească. Asta se mai merge și răpirea minții. Cu asta s-a dedicat Apostolul Pavel la cer. Până al treilea cer. Și știa, nu știu, trup, sau afară de trup, Dumnezeu știe, până al treilea cer. Dacă la rugăciunea curată ajunge unul din 10.000 din cei care se les, la rugăciunea contemplativă de-abia ajunge unul din neam în neam. Așa spun Sfinții Părinți. Asta e treapta a noua, e să mai cheamă și vedere dumnezeiască. Da, ia că ți-am spus cu treptele rugăciunii. Zisa Domnul, precum voiți, ca să vă facă voi oamenii, faceți și voi lor asemenea. Că de iubiți spre cei ce vă iubesc spre voi, ce dar este vouă, că și păcătoșii iubesc pre cei ce îi iubesc pre dânsii. Doamne, e special pentru părintele Cleofa, o pierdere foarte mare. Majoritatea Constanțenilor au cunoscut drumul spre Sinistria și sfaturile părintelui. Suntem tare îndurerați. Dar acolo îl aveți pe părintele Arsenie Papacioc. Da. Este, dar mult au bătut Constanțenii drumurile. Părintele Arsenie ne-a spus, el ne-a anunțat veste. Și fiecare a venit cum am putut, cu tren, cu ce s-a putut, că e foarte greu drumul, dar mulțumim lui Dumnezeu. În schimb, pierderea imensă pe care o avem cu pierderea părintelui Cleopa. Și dumneavoastră? Din Galați. Am venit să ne luăm ultimul rămas bun, că fiecare vară venim în pelerinaj. Ascultam un cuvânt de folos care nu ne mai săturam. Mai tot îl întreb. Copilul al dumneavoastră? Da, e al meu. Ce l-ați adus? Părinte. Mulțumim, Doamne.
unde veniți? De la mănăstirea Vădatec. Pe jos? Nu, am venit cu o mașină. Vă spovedeați la părintele Cleopa? Eu personal nu, dar sunt maici ca să spovedesc. Ce credeți dumneavoastră că ați câștigat? Am câștigat noi toți cu moartea părintelui. Cu moartea părintelui? Moartea pentru om este un câștig. Noi personal... Nu pot să spun cu moartea părintelui că ar fi un câștig, ci existența lui ar fi un câștig. Darul lui Dumnezeu pentru noi. Asta a fost părintele Cleopa. Asta a fost un dar al lui Dumnezeu pentru noi. Iubite voi, Doamne, vârtutea mea. De la televiziunea română suntem. De unde veniți? De la Constanța. Ați călătorit toată noaptea cu trenul? Am venit cu o noapte înainte. Deci suntem de vine dimineața, joi noaptea am plecat din Constanța. Ce v-a adus aici? Dragostea pentru părintele Cleopa. Trebuia să ne luăm rămas bun de la dânsul, nu? Vă spovedeați la dânsul? Nu ne spovedeam, dar îi ascultam predicile de câteva ori pe an, de câte ori reușeam să venim. Ascultam predicile și sfaturile și am primit dragostea dânsului de atâtea ori. Ce ați pierdut și ce câștigați cu moartea părintelui? Eu sunt convinsă că odată cu moartea părintelui câștigăm, nădăjduiesc că a aflat îndrăzneala înaintea Preasfintei Trăim și câștigăm un mare rugător în cer și de pierdut. Să ne fie dor. De câte ori să trecem prin fața casei sale și nu va mai fi încet dac, ne va fi puțin greu. Domnul este întărirea a mea. Și scăparea mea. Am venit să-l petrecem pe ultimul drum la mormânt. Da, n-ați venit cu mâna goală. Poftim? N-ați venit cu mâna goală. Nu, am luat și trâmbițele ca să dăm un pic de veste, de alarmă în societatea poporului, ca să-l conducem pe ultimul drum, pe părintele Cleopa. De trei zile au ieșit călugării din mănăstiri, preoții din parohii, mirenii din treburile lor și s-au revărsat cu toții în curtea sihăstriei. Tropăie cu încălțările ude pe treptele și pe aleile mănăstirii ca niște oi rămase fără păstor. Biserica mare cu sicriul, casa cu chilia și ca să-și liniștească sufletul, sau poate pentru a se apropia curați de duhovnicul cel mai iubit, pe care au venit să-l însoțească pe ultimul drum, se spovedesc. Este postul Crăciunului, este ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae. Ar fi trebuit să pregătească daruri. Ei își pregătesc sufletele și scriu pomelnice, ultimele pomelnice pe care părintele Cleopa le mai poate lua cu el. Ultimele rugăciuni pe care părintele pământesc le poate trece prin nașterea din nou în ceruri. De aceea s-au silit să nu lipsească de la nicio slujbă. Nici noaptea, nici frigul nu au stăvilit dorința de a fi cu părintele, de a-l atinge, de a se ruga cu și pentru el. Mireni, monahi, ierarhi, tot una, fiecare după rostul său se silește să fie mai aproape bătrânului.